Bună ziua, dragi telespectatori, vă salutăm din nou, salutăm și prezența colegului nostru, Ioan Vini. Bună ziua! O să trecem în revistă puțin mai repede niște evenimente care au avut loc la sfârșitul acestei săptămâni. Este vorba de înălțarea bisericii de la Pieți. Așa. Și despre sărbătoarea Nopții de la Curtișoara. Dacă știți, odată cu înălțarea unei biserici, femeile au voie să treacă și prin altar după săvârșirea slujbei. Din păcate, așa cum vedem peste tot, e noria și uită de ce vin la biserică, uită să asculte de cele sfinte și ca peste tot i-am văzut și de această dată îmbrâncindu-se și strigând unul la altul, cu toate că preotul a făcut un apel la calm și la înțelegere și la o disciplină. Sincronite, părinte, sincronite, da? Hai să nu mai. Păi vă rog eu, nu vă închertiți, toată lumea are. Deci nu vă închertiți, toată lumea are suficienții să treacă pe Sfântul Altar. Vă rog frumos! Bun, aș vrea să trec peste acest aspect, să mergem la sărbătoarea nucilor de la Curtișoara, așa acolo ceva inedit, îmi vine să râd pentru că, da, într-adevăr, oamenii au venit să vadă o sărbătoare, în schimb, dacă au venit de dimineață până la ora 15-16 până a început cu adevărat sărbătoarea oficială, erau deja bine abțiviți și afumați și deja cântau, jucau fără muzică, în sfârșit. Primarul localității Victor Constantin este un PSD-ist înfocat, de fapt este un comunist înfocat al cu state vechi, județeana de partid. De altfel, o să vedeți dumneavoastră și limbajul lui de lemn i-a rămas tot de pe acele, din acele vremuri. Stimați concetățeni! Vă salut! Întâi de toate, în primul rând pe dumneavoastră, pentru că fără dumneavoastră, iată, nici eu, nici invitații comunei noastre nu eram astăzi aici pe scenă. Această eșarfă cu tricolor pe care statul mă obligă să o port la astfel de ceremonii reprezintă garanția pe care dumneavoastră ați dat-o primarului, pe care în fața dumneavoastră o sărut și pentru care vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut în cei 12 ani de când mă aflu în fruntea localității dumneavoastră. Iar surprinzător am văzut la această sărbătoare și pe Bobeș, și pe deputatul Marin Bobeș,
care a trecut de curând, PSD. Și deputatul Nicolae Stan, zis Bulă, erau și ei prezenți acolo. Bineînțeles că și fostul deputat Ion Bozgăr, care nu se dezlipește sub nicio formă de domnul Paul Stănescu, de președintele partidului. Iată personalitățile care vă onorează și astăzi la ziua localității dumneavoastră. Domnul președinte al Consiliului Județean, Paul Stănescu. Alături de dumneavoastră, domnul deputat Marin Bobeș, domnul deputat Nicolae Stan și alături de dumneavoastră, prietenul vechi al localității dumneavoastră, care întotdeauna a fost alături, doctorul Ion Bozgă. Dacă sărbătoarea a început așa, cu muzică, cu, eu știu, cu voie bună, primarul și Paul Stănescu, președintele partidului, au început să o politizeze și să discute de cu totul altceva, să îndemne lumea la tot felul de chestii și unii dintre ei zicea, domnule, la ce mai venire, ori venire să mâncăm mici, să bem bere, ori să ascultăm prostiile ăstora. Ne-am săturat de povești, de minciuni și de comisiuni electorale și sau în preajma alegerilor electorale. În primul rând vă spun bună ziua, vă salut cu tot respectul, mă bucur că stați astăzi la Curtișoara, mă bucur că aici la dumneavoastră reușim, chiar dacă sunt momente grele, să ne menținem tradiția și obiceiurile noastre. Am căutat de fiecare dată să fim aproape de dumneavoastră. Sigur, Victor Constantin a făcut multe în comun la Curtișoara, dar nu fără dumneavoastră. Cu toate că, eu o să spun ceva politic, Victor Constantin și comuna Curtișoara a avut un guvern ostil, poate un termen elegant, pentru că e un guvern de incompetenți, de mafioți, de oți, care au furat tot ce se poate fura țara asta. Și nu în ultimul an de zile a furat salarii, a furat pensii, ajutoare sociale, drepturi pentru mame, ajutoare pentru copii și tot ce vreți dumneavoastră. De aceea, dragi prieteni, așa cum ați fost lângă noi tot timpul, și unii ne-au spus de-a lungul timpului că am votat greșit, eu spun că noi am votat bine. În 2012, chiar dacă nu e un moment de campanie electorală, e un moment în care ne întâlnim și ne vedem, trebuie să aveți grijă cui dați votul. Votul e armă letală pentru toți. Sunt categorii care suferă, pensionari, tineri, n-avem locuri de muncă, lucru grav pentru noi. Niciodată în istorie, în ultimii 20 de ani, n-a fost mai greu ca acum. Absolut niciodată. Cei care ne conduc la ora asta să plece, dar oricum, să fie judecați și condamnați pentru ce au făcut și ceea ce fac la această oră în România. Îmi cer scuze că m-am aprins într-o zi de sărbătoare, dar asta e realitatea, trebuie să știm cu toții, trebuie să ne gândim bine ceea ce vrem să facem în continuare pentru copiii noștri și pentru nepoții noștri. S-apropie campania electorală, da? Chiar cu un an de zile înainte de aceste alegeri este jenant, pentru că până la anul noiembrie, când vor fi alegerile, sau nu se știe dacă nici atunci dacă vor fi nici atunci, este cale lungă și se vor întâmpla foarte multe schimbări. Și hai să dăm exemplu pe deputatul Nicolae Stan, care un an de zile a bătut și a arătat cu degetul către Paul Stănescu, pe urmă a arătat către, dar când era la UNFR, pe urmă a arătat către Darius Vâlcov, acum pentru că s-a mutat la Partidul Social Democrat, deci a trecut de mai multe ori, mai multe așa, schimbări din astea doctrinare, acum arată cu degetul către foștii lui colegi de partid, către senatorul Ion Toma și începe să atace și inclusiv primarii, că pe care tot el i-a adus în partidul UNPR. Da. Tu ce zici de... Eu ce să-ți mai zic? Zice cât atâta că acest domn Bulă, cum știe lumea, este un tip foarte controversat. În primul rând, el se face controversat, pentru că în felul lui este foarte, foarte bine intenționat și vrea să facă treaba. Ei bine, când a fost la UNFR, a făcut treaba. De ce să ne ascundem?
avut niște bani, niște proiecte, am finanțat niște proiecte, am normal. A luat primarul de mână, s-a dus cu ei la București, s-a deschis și s-a rezolvat marea majoritate, nici a făcut la Tăcuiești podul ăla, vestitul pod, unde oamenii cărau morții la 10 km ca să ducă la cimitir. Da, 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 așa este. Adică era la 2 pași. Acum, aceea situație se întâmplă și la Piatra Olt. Ocolă 10 km să ajungă la cimitir, unde să facă un pasaj peste linia ferată. Acolo nu s-a găsit soluție, în schimb... Nu se vrea să găsească. Nu se vrea, nu se vrea, sigur. La fel e și cu apa de la Tia Mare. Nu? Da. Apa de la Tia Mare, din păcate... De asta vreau să spun că Bolă a promis, l-a luat de mână. Ba mai mult, i-a pus pe săracii oameni, dar au făcut dosarul care este eligibil, dar nu poate fi pus în practică deocamdată, pentru că Bulu a fost cel care s-a dus acolo. Pentru că primarul și viceprimarul este sedist. Mai știi ce spunea primarul? Că a cheltuit cu aceste dosare, cu proiecte și cu fezabilități și cu totul, tot acest o grămadă de bani. Și tot nu mi-a răspuns la întrebarea care vă... Cine din parlamentarii de vot l-a mai trecut? Și am ales nu pe Frunzulică, l-am mai văzut odată, atât. Cu domnul Șova l-am văzut mai mult, dar pe Frunzulică de la alegeri și până acum l-am văzut odată. Dar se fac alegeri din nou, știți, nu? S-au urmă, da, da, păi nu, că s-a facat... S-a dat demisia în trecare. Șova de ce să vorbim, a venit 60 de vreo 3-4 ori, ne-am mai întâlnit și la Corabia, deci a venit. Eu vorbesc din cei care sunt la noi. Da, da, bineînțeles, pe colegi. Adevărul este telefonicile, am vorbit cu toți de, cu toți, cu domnul Toma și cu domnul Iordache și cu domnul Șova și cu situația asta care vă răspusară în datele aici. Le știu tot. Știu, zice că s-au dus pe la guvernul, la ministrul pe la, ca să încerce să ne ajute. Tot din ce m-au voi. Nu s-a putut. Este să-i vedeam o proiect de 2,5 milioane euro. Da. De la 65 de puncte, am numai 62. Mi s-a mâncat 3 puncte la sărăcie, că așa sunt instrucțiunile, că pe dracu nu l-am prins. E eligibil, dar fără bani. Acolo am defalcat, mi-am dus la Ministerul Dezvoltării. Drumuri, apă, canal, la fel. Da. De cât s-a ne-a cheltuit pentru întocmirea... Unui dosar. Nu putem să ne înțelegem. Au fost consultanți care... 5 proiecte, cel puțin 5 euro, 4 euro, dar vreo 400 de milioane tot. Nu. Un miliard. L-am lăsat exact cu gălușca în gură. Pentru că era plecat la PSD. Ori la PSD ce voi deschide? Nu și-a luat puținul județean și puținul județean n-are de unde. Și de-aia, acum, am impresia că cel în care dă el acum, domnul Toma, a preluat ideea. A preluat toate sarcinile, toate sarcinile. O să vedeți că se va rezolva și cu apa, cu canalul. Sigur, și din păcate nu e singura localitate unde se întâmplă lucrurile astea. Și nu... Domnul deputat Nicolae Stan a promis și la alți primari, când au, le-a promis că le va rezolva anumite proiecte în 5-6 dosare pe care... Ce priză la mătitrajul sau nu la? Îl pun în cap să știi dacă mai e. Faci mișto? Ai oprit camera. Oprește-mă. Deci se pare că până la urmă se vor rezolva se rezolvă, că domnul senator o să aibă, sau chiar a avut astăzi în Parlament o interpelare cu aceste doleanțe ale primarilor din sudul județului. O interpelare cu aceste dosare de finanțare eligibile și nefinanțabile, așa, cu ale primărilor din sudul județului. Să vedem ce efect, ce efect va avea această interpelare. Da. Vom încerca și noi într-o emisiune la OTV să facem un material mai amplu despre toate localitățile sau cât om putea noi cuprinde până vineri. Punctual, pe fiecare localitate în parte, ce se întâmplă, câte cazuri de copii bolnavi sunt din cauza proastei
calității a mea. Mare Bălug I, în județul Olteni, da. E strigător la cer. Strigător la cer. Noi prezentam un material zilele trecute cu faptul că din 5.000 de locuitori, 1.000 sunt bolnavi din cauza apei. Deci 1.000. Nu mai spunem de cei 600 de copii care sunt la școală și la grădiniță. Așa, toți sunt supuși riscului, unii fac dializă, alții au murit, alții au început el de boli de rinichi și spunea primarul că și el și vicele primar au aceleași probleme. Și el și vicele primar zice, domnule, nu mai știm ce să mai face, de unde să bei? Cum pe reapă de băut, da? Dar ce faci? Că mâncarea și toate cele tot cu apă de asta o face. Vedem acum ce o face domnul senator Ion Toma, a promis că rezolvă cât de cât această situație, să vadă cum o să facă. S-au aprobat niște proiecte de alimentare cu apă și canalizare pentru 10 localități din județul Olt. Unele poate că aveau mai puțină nevoie, dar Tia Mare avea neapărat de 10 localități din județul Olt, cărora li s-au dat în jur de 60 de miliarde, dacă nu mă înșel, chiar aproape sigur, sunt sigură că 60 de miliarde. Și am rămas surprinsă pentru că unele nu aveau neapărat nevoie de acești bani. Sau pentru unele s-au acordat sume importante de bani pentru stadioane, pentru săli de sport, pentru săli de sport unde nu sunt copii, pentru, eu știu, spațiu verde unde spațiul verde deja era existent, sau la țară spații, da, primărie, la țară chiar sunt spații verzi, nu ești ca la oraș, unde sunt numai betoane de jur împrejur și trebuie să amenajezi un spațiu verde pentru ozonizarea aerului. Da, nu știi, pentru echipele de fotbal, nu? Da, ceva bani? Asta am zis de echipele de fotbal, nu. Deocamdată nu s-au dat nimic. Chestia e că s-au schimbat, am înțeles, șefii, da, s-au schimbat șefii, s-au schimbat antrenorii. S-au schimbat antrenorul, așa. Mă rog, despre asta nu putem vorbi, pentru că nu suntem cu specialistul nostru aici, cu Florin Brutaru, care să ne spună, să ne dea amănunte despre cum s-au lucrurile. Despre această mișcare. Mișcare, da. Mișcare. Noi stăm foarte bine. Văd că avem două echipe în divizia B. Și alții n-au nici, uite, Craiova. Craiova nu are... Da, trecut în județeanul. Nu, 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 a desfințat-o. Echipa Universitatea pe Păi de, domnul Solomon a stat o perioadă plecat. Săracu. Așa. Și nu s-a mai ocupat de această echipă și asta e. Mai ceva de adăugat, domnule coleg? Doamne, ce să spun, ai spus prea multe și prea bune și eu cred că a fost destul de bune. E pentru care, ce să vă zic, vă doresc o revedere mai plăcută și într-o atmosferă mai caldă față de ce vă spunem noi, da? Noi vă spunem din necazurile noastre, pentru că te duci la primar, primarul, ori nu e acolo, ori dacă e, tot nu e, pentru că... E absent cu prezența, nu? Are un paradox. Probleme la etaj. Așa, uite cum spuneai tu de ăla de la... Cilien? De 5 ori l-am căutat. Da. Sper să ca mâine să-l găsim. Mâine, dacă nu-l găsim, îl căutăm de casă în casă, să vedem. Și nu și noi, legătura cu oamenii. Vedem dispărut și scoatem postul la asta, uite mă, ce spune lumea despre dumneata. Nu? Așa este. Mi se pare cel mai corect.